Dragii mei, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că îndurarea Lui este atât de mare. Îi mulțumim pentru că nu se poartă cu noi după meritele noastre, ci după îndurarea Lui. Îi mulțumim pentru că încă își mai păstrează mila Lui și ne dă ploaie la vreme, încă ne dă anotimpurile, încă ne dă timpul de semănat și de recoltată. Trebuie să fim recunoscători pentru acest lucru. În timpul nostru și de fapt de la început, oamenii au avut mereu de-a face schimburi de produse pentru a putea să existe. În toate timpurile, întrebarea omului a fost ce se mai vinde, ce se mai cumpără. Care este profitul? Care este câștigul? Spunea un medic, chiar este întrebarea existențială a vieții. Omul este așa croit pentru ca să urmărească câștigul. Și spunea el, chiar și Eva, în grădina Edenului, a făcut ceea ce a făcut gândind că va câștiga, nu că va pierde, că la ceea ce are va mai adăuga și altceva și va fi ceva în plus, nu în minus. Chiar un gând care m-a făcut să mă gândesc bine și cel care recurge la suicid face ceea ce face tot pentru că se vede în câștig și nu în pierdere. Atunci este drept să vedem și noi cum judecăm, cum acționăm, care este câștigul și dacă nu este câștigul pentru timp și veșnicie, nu poate fi socotit un câștig. Va veni o vreme și războiul cel mare se duce tot în jurul acestei probleme și de fapt și vrăjmașul nostru știe că aici este marea problemă, că totul se dă în jurul profitului a schimburilor. Și în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa 13, cu 17, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Nimeni să nu poată cumpăra sau vinde. Bun, vedem interdicții de tot felul, de a nu putea face ceva, de a nu putea merge într-un loc sau în altul. Se instituie anumite stări de limitare a mișcării. Dar încă se mai îngăduie să mergi și să cumperi cele necesare, existențiale. Dar aici citeam că va veni un timp, tot pe fondul acesta, când nu poți să faci deloc lucrul acesta, să vinzi și să cumperi, dacă nu te încadrezi undeva. Nu trebuie să așteptăm prea mult. Deja aproape suntem ajunși de niște timpuri în care Domnul, prin cuvântul Lui, într-un alt loc, prin profetul Ezechiel, ne spune altfel. În Ezechiel 7, cu 12, vine vremea, se apropie ziua, să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâcnească vânzătorul. Vine vremea, se apropie ziua. Desigur, te bucuri atunci când vinzi ceva, când cumperi ceva, dar va veni vremea, aproape că putem spune a și venit, când nu mai aduce nici o bucurie. Nu știu de ce, dar de multe ori am fost la ocazie mai tristă într-o familie, parcă au înghețat și sentimentele noastre. Nu știm să ne mai bucurăm, nu știm să ne mai exprimăm durerea, parcă am amorțit, am înghețat. O vreme când nu se mai bucură, nu se mai mâcnește. Dar în această vreme este
chemarea Domnului să fim atenți la sufletul nostru, să știm că avem un suflet de câștigat și avem un iad de evitat. Este lucrul cel mai important, că altfel poți câștiga, poți vinde, poți cumpăra toată lumea. Dacă îți pierzi sufletul, nu are nicio valoare. Mai nou am auzit că se vând locuri pe lună. Poate într-un alt subiect să vedem cine sunt cei care vând locurile pe lună și cum se pot cumpăra locurile acestea acolo. Dar vrem, când în jurul nostru este nesiguranță, parcă vrem undeva să evadăm, să ajungem într-un loc de siguranță. Suntem mereu într-o agitație, suntem mereu într-un război deschis sau înghețat, dar suntem într-o luptă și cuvântul inspirat ne spune chiar lucrul acesta, că dacă am vedea cortina dată la o parte, în jurul sufletelor noastre se dă un război vizibil între îngerii cei buni și îngerii cei răi. Cine va câștiga? Va câștiga acolo unde te trage inima, locul, tabăra în care spui și tu partea, îți îndrepți și tu privirea. Pentru că îngerii răi dau buzna, dar îngerii cei buni așteaptă să fie chemați în ajutor și ei vin în ajutorul celor care încearcă să se ajute singuri. S-au împlinit 54 de ani de la războiul de 6 zile. Auzeam de mic 2 locații care erau mereu în știrile care erau amintite, înălțimile Golan și fâșia Gaza. Nu a încetat acest lucru să mai auzim la știri despre această fâșie, despre aceste locuri, despre acest conflict între Israel și palestinieni. Fiecare revendică teritoriul și e un fum acolo care nu s-a stins, un muc care fumegă mereu și va fumega până la sfârșit. Dar partea care ne interesează este, suntem noi în conflict, în război? Este biserica în conflict cu vrăjmașul ei? Și aici trebuie să admitem că e un conflict deschis. De aceea, Apostolul Pavel ne îndeamnă să luăm toată armătura și să fim pregătiți pentru această luptă, această luptă care nu se dă cu carnea și cu sângele, dar care este reală, care se dă cu adevărat. Locul de unde am început meditația aceasta l-am găsit în a doua carte a lui Samuel, capitolul 23, de la versetul 8 la 12. Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Ioșeb Bașebet, tachemonitul, unul dintre fruntașii căpetenilor. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. După el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei 3 războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor, strânși pentru luptă, când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi. El s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada. După el, Shama, fiul lui Aghe din Harar, filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului. L-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. 3 viteji a lui David.
ceea ce avem în comun aici cu toții, au mers înainte când poporul a fugit, a dat dosul dinaintea filistenilor. Cu toții au obosit și totuși n-au începtat, nu s-au oprit, ci au mers înainte, au învârtit sulița. Când au obosit mâna, i-a rămas lipită de sabie și Domnul a dat o mare izbăvire. Când au obosit mâna, unde este sabia noastră când obosim? Și cuvântul Domnului vorbește în atâtea locuri că sabia aceasta este sabia Duhului, este sabia cuvântului lui Dumnezeu. Ce facem noi când obosim? Mai apelăm, ne mai ținem legați, strânși de această sabie? Am citit un gând. Când cărțile se vând greu, oamenii se lasă cumpărați ieftin, chiar pe gratis. Când mărturiile, când ne depărtăm de lege și de mărturie, când ele nu mai sunt studiate, nu mai sunt trăite, dăm dosul, fugim pe înălțimie. Dar când sunt lipite de mână, de inimă, atunci Domnul va da o mare izbăvire în fața filistenilor. Aceasta a fost atitudinea unuia dintre vitejii lui David. Avem un lucru comun, nu doar la o bătălie, chiar la mai multe aici. Poporul s-a întors numai ca să ia prada. Da, se zice printre oameni că după război mulți viteși, după război mulți vin la împărțirea prăzii. Care este prada pe care o dorim, o râvnim noi atât de mult? Sunt privilegiile. Și aș începe cu grupa ucenicilor, chiar în timpul Domnului Iisus. A fost un ucenic care a căutat privilegii. Nu putem spune că nu l-a iubit pe Iisus. L-a iubit. Dar și-a căutat privilegiile. A știut cum să pună lucrurile, să iasă în câștig, nu în pierdere. Chiar și atunci când l-a vândut pe învățătorul, el a crezut că va fi în câștig de două ori. Nici de cum în pierdere. Dar nu s-au potrivit socotelile lui de acasă cu ceea ce s-a întâmplat și apoi pierderea a fost mare și a fost veșnică. A ajuns să-l vândă, să-l trădeze pe Domnul Iisus. Putem să îl amintim și pe Gehazi. Și el a vrut privilegii. A crezut că nu poate să rămână fără un câștig și a câștigat. Dar ce a câștigat? A câștigat ceva care până la mormânt a fost atât de dureros, de chinuitor și apoi Domnul știe despre soarta lui veșnică. A căuta privilegii este un lucru care nu se potrivește unui soldat adevărat, unui urmaș a Domnului Iisus. Regele Saul, primul rege al lui Israel, de frica de a nu fi trădat de popor, de frica de a nu rămâne singur, a trădat încrederea sfântă și a făcut ceea ce nu trebuia să facă în niciun caz, în nicio situație. Ce faci tu, ce fac eu, când te vezi părăsit de popor, când te vezi părăsită de luptători, când trebuie să duci luptele Domnului și rămâi singur. Shama a rămas în acel ogor
semănat cu linte, o să revenim, s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni. Întrebarea mea, ce a apărat Șama? A apărat lintea sau ogorul? A apărat recolta sau ogorul? Eu cred că Șama a apărat ogorul. Recolta era temporară, era doar pentru atunci și acolo, dar ogorul era pentru timp și ogorul putea produce multă recoltă dacă era apărată, dacă era păstrată în proprietatea lor și revendicat de la filisteni. Acest lucru trebuie să îl cunoaștem. Pe când oamenii din mijlocul ogorului au fugit și s-au întors doar la recoltă, la recolta de linte. Nu același lucru s-a întâmplat cu Gedeon. Domnul a găsit și pe Gedeon într-un ogor, într-o arie. Și trăiera grâul ca să-l ascundă, să-l apere, să nu ajungă la filisteni, la madianiți. Și Domnul vine și vorbește, te rog, lasă recolta, du-te și apără ogorul, e mai important. Tu aperi recolta pentru tine, îți cauți privilegiile, dar eu vreau să salvezi ogorul, să izbăvești pe Israel de Madiană, ca tot poporul să poată avea ogorul acela productiv și să poată avea cele necesare. Chiar de la început, lupta a fost între cele două. În grădina Edenului a venit șarpele și a ispitit-o pe Eva. Și ea, în loc să stea la porunca Domnului, să apere ogorul, să apere porunca Domnului, credincioșia față de el, a cumpărat fructul, a luat fructul și în felul acesta a pierdut întreaga grădină. Și pierderea a fost mare. Prin harul lui Dumnezeu nu a fost veșnică, dar a fost mare. Și pierderea aceasta o suferim și noi de atunci, de mii de ani. Dar vrem ca timpul acordat de Dumnezeu să fie în așa fel, să reevaluăm sufletul nostru și să știm că îl avem de salvat și avem un iad de evitat. Se spunea ceva după 90, nu ne vindem țara și este drept, nu este bine să ne vindem țara, nu este bine să o înstrăinăm, nu e bine să vindem ceea ce nu trebuie vândută. Unii zic că nici casa părintească nu se vinde, nici părinții, nici noi nu sunt de vânzare. Dar cum a ajuns țara astăzi? Nu s-a vândut ca întregă, dar s-a vândut la bucată. Am ajuns într-o zonă când acolo era o întreprindere de autoturisme de teren și încă producea, încă parcul era plin de mașini. Și au venit investitor din afară, ca să o cumpere, să investească, să facă o linie modernă de producție și să producă mașini de teren care ar fi mers poate pe piață până în ziua de astăzi. Dar mulți directorași care erau acolo încă mai aveau o ciorbă de linte de mâncat și au zis, nu ne vindem. Și au cerut șpagă și oamenii au întors spatele și au plecat. Da, și s-a vândut uzina, s-a vândut cu un preț mai mic decât au obținut cei care au cumpărat-o când au dat-o la fier vechi. Aici este marea problemă, că nu ne vindem sufletul
spun mulți, dar de multe ori ajungem să ne-l vindem fără să fim conștienți și să-l vindem ieftin, atât de ieftin, aproape pe gratis. Nu. Și legat de hectarele de pământ din țară, nu știu, n-am o evidență, dar înțeleg că multe, nu pot să spun câte mii sau zeci de mii de hectare sunt în granițele țării, dar sunt cu titlul de proprietate în dreptul celor care sunt în afara țării. Și nu aceasta mă deranjează cel mai mult. Întrebarea este, biserica mea, Israelul, când e în conflict pentru fâșia aceasta, ce fac? Că în războiul de 6 zile, amintit la început, oamenii au luptat pe viață și pe moarte. Unii dintre ei au trecut prin lagăre și ce au zis, cum au cântărit lucrurile. N-avem nimic de pierdut decât să fim desființați la 20 de ani după reînființarea statului evreu. Și de la tânăr la vârstnic, de la copil până la omul de 80 de ani, s-au înrolat și Domnul a fost de partea lor și le-a dat o mare izbăvire. Și am urmărit și în calendar de 6 zile și a început duminica și s-a terminat în a 6-a zi și în ziua de odihnă de sabat a fost pace. A fost conflictul încheiat. Domnul știe să facă minuni și astăzi, știe să lucreze și astăzi pentru noi. Când vrem să apărăm hotarele lui Israel, să apărăm biserica, ținutul acesta atât de prețuit de Domnul pe pământul acesta. Dar de multe ori și biserica, pentru a-și apăra instituțiile, pentru a-și apăra patrimoniul și s-a dovedit în timpul istoriei, și nu o istorie îndelungată, chiar în ultimul secol, când au venit anumite rânduieli, anumite lege și s-a pus în față, uite, să faceți așa sau să faceți altfel. Și unii au judecat, dacă facem cum zic ei, ne păstrăm proprietățile, ne păstrăm biserica, dacă nu le pierdem. Și unii au zis, nu, trebuie apărat adevărul și sufletele oamenilor, mai mult decât orice. Și au pierdut proprietăți, au pierdut instituții. Tu și eu, ce facem atunci când biserica este sub asalt? Apărăm noi biserica, instituții și patrimoniu sau apărăm ceea ce este obiectul muncii, adevărul și sufletele oamenilor. În Ezechiel, capitolul 13, putem citi aici că se poate întâmpla chiar și în biserică lucrul acesta. Capitolul 13, versetul 20. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necas pe perinuțele voastre, prin care prindeți sufletele ca păsările. De aceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor, și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările. Da, noi trebuie să eliberăm sufletele, să ajutăm, să salvăm sufletele, nu să le prindem și să le băgăm în colivia noastră. Este responsabilitatea noastră în fața cerului. Și cât de mult trebuie să luptăm pentru fiecare fâșie de pământ din biserică. Vine un cuvânt inspirat, sfatul pentru biserică 83:2. Fiți foarte cinstiți în orice afacere, oricât ați fi de ispitiți, nu înșelați niciodată și nu fiți evazivi, nici în cea mai mică măsură. Uneori, impulsul natural vă poate ispiti să vă abateți de la cărarea cea dreaptă a cinstei, însă nu șovăiți nici cât un fir de păr. Nu fiți evazivi, nu înșelați niciodată. Nu vă abateți de la calea dreaptă a cinstei nici cât un fir de păr. Ai mă, că n-am cedat prea mult,
doar e acolo, foarte aproape. Nu în centimetru, în milimetri sau mai puțin se măsoară un fir de păr. Ce-am făcut eu cu adevărul lui Dumnezeu? Ce-am făcut eu cu Biserica Domnului, cu acest teritoriu care trebuie apărat? Am ridicat eu un zid în jurul bisericii? Și vă invit prin Transilvania să vizitați, că în multe localități vedem indicatoare biserică fortificată cu ziduri de apărare împrejur. Ce-am făcut noi cu biserica? Am ridicat sau am vândut? O fâșie mică. De ce se vinde? De ce vindem noi biserica filistenilor? Și acest lucru nu se aplică departe. Se poate aplica și la noi. Profetul Amos, capitolul 8, de la versetul 4. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cei nenorociți din țară, voi care ziceți, când va trece luna nouă, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codina în loc de grâu. Cum a ajuns creștinul nostru, iudeul nostru? A rămas o vorbă. Dacă evreu este jidan, este comerciant, este negustor, este profitor. Oare acest lucru să se spună și despre cel din biserică? Că știe să vândă orice, că știe să profite, că știe să câștige. Și cum ajunge să vândă pe cel de lângă el, pe cel nevoiaș, pe o pereche de încălțăminte? Să ne gândim la lucrul acesta și să ne reevaluăm cântarul nostru, efa noastră, să nu strâmbăm, să nu înșelăm și să nu vindem ceva în loc de. Va vinde codina în loc de grâu. Da, e foarte grav să înșelăm. Îmi vine foarte așa, la îndemână, o vorbă la care vă rog să nu râdem. Este locul sacru și nu vreau să aduc foc străină. Cineva a acuzat că lipsește pipa și o căuta și a găsit-o. Și cel la care a găsit-o zice, uite, e pipa mea. Și acesta zicea, nu, e luleaua mea. Și a insistat și nu a avut cum să o redobândească. Și ce a zis omul nostru păgubit? Ce uite, i-a schimbat numele ca să zică că e al lui. Noi schimbăm de multe ori adevărul și îl falsificăm, codina, și o vindem în loc de grâu. Nu, nu e posibil să facem lucrul acesta. Dar de ce o facem? Pentru că avem și noi de mâncat o ciorbă de linte. Când vindem ceea ce nu trebuie pentru ciorba de linte. Mergem în Geneza 25, 29 la 34. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp, rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom, adică roș. Iacov a zis, vindem azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Cunoaștem atât de bine acest episod.
Unde vin să fac câteva sublinieri? Când ești în pericol să vinzi ceea ce este important? Când este o situație urgentă? Și de multe ori suntem solicitați printr-un telefon, prin altceva. Vezi, vino, fă cu tare treabă că este urgentă. Și de multe ori lăsăm treburile importante pentru cele urgente. Și după ce am făcut treaba urgentă, constatăm că, de fapt, n-a fost atât de urgentă. Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Atunci când ești obosit, nu mai judeci sănătos. Spunem despre copii, nu ne mai înțelegem cu ei, că sunt treziți de mult și sunt obosiți, trebuie să meargă să doarmă. Da, când ești obosit și în loc să faci o afacere păguboasă, du-te și odihnește-te. Că altfel ești în pericol. Atunci când suntem obosiți și cea mai mare oboseală, cel mai mare pericol este, vine Pavel în Evrei și ne spune, să nu cădem de oboseală în sufletele noastre. Că atunci când cădem de oboseală în sufletele noastre, putem face lucruri nesăbuite. Putem vinde ceea ce nu mai putem recupera niciodată. Și ce putem face? E o vorbă și n-aș îndrăzni să o spună dacă n-ar avea aplicare și în biserică. Deci, în realitate, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Și sunt multe lucruri de rezolvat în biserică. Și pentru că nu mai avem timp, am așteptat destul, păi așteptăm de decenii, cum adică să nu acționezi? Și pentru că am obosit în așteptare, acționăm și vindem. În loc să lăsăm pe Domnul să lucreze în felul Lui și la timpul Lui. Aceasta este cauza vânzării, binecuvântării, pentru că a intervenit oboseala. La ce îmi folosește să mai aștept? Poate în timpul vieții mele nici nu se mai întâmplă. De ce să nu intru liniștit în mormânt, că am făcut-o și pe asta. După ce a mâncat, și-a revenit și a mers mai departe. De multe ori procedăm și noi așa ca și Esau. Ultima bătălie, ultimul comerț care se dă, să știți, ultima linte, ultima ciorbă încălzită este cea amintită în ultima carte a Sfintei Scripturii, în Apocalipsa. Și aici citim în capitolul 18. Citim de la 11 la 13. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Și începe o listă lungă, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase, de stracojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de tină, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmură. Nici scorțișoara, nici mirodenile, nici mirosnele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Oamenii cumpără și cumpără până când ajung să le cumpere pe toate, și carele, și căruțele, și caii. Și navetele spațiale și rampa de lansare în spațiu. Deci au ajuns oamenii atât de bogați încât unii au în proprietatea lor privată așa ceva. De ce ar avea nevoie? Știți care este ultima bătălie? Erau amintite aici două la sfârșit. Nici robii. Dar oare de ce trebuia
să mai spună și sufletele oamenilor, robii nu au suflete. Da, pentru unii robii nu au suflete. Pentru unii plebia, mulțimea este lipsită de importanță, parcă nu ar fi niște suflete. Dar și ei vor fi cumpărați, dar și sufletele oamenilor și sufletele celor iluminați vor fi prinse aici. Și atunci nici acestea nu vor mai fi de vânzare. Care este lintea mea? Care este ciorba mea? Care este plăcerea mea? Care este preferința mea pentru care aș fi dispus să vând ceva? Spre final, citesc din Marea Luptă, capitolul Pustirea Pământului. Și au vândut sufletele pentru distracții și bogății pământești. Și nu au căutat să devină bogați în ascultare de adevăr, de Dumnezeu. Viața lor ajunge un eșec. Slujitorul care a sacrificat adevărul pentru a câștiga favoarea oamenilor își dă acum seama de caracterul și influența învățăturilor lui. Și-au vândut sufletele pentru distracții și plăceri, pentru bogății. Alții au sacrificat adevărul pentru a câștiga favoarea oamenilor. Cel care face lucrul acesta va pierde de două ori și adevărul și aprecierea oamenilor. Că oamenii te apreciază atâta timp cât te pot folosi, inclusiv în biserică, să știți. După aceea, te îndepărtează ca pe și mă opresc. Orice emoție a sufletului, orice rând scris, orice cuvânt rostit sau orice faptă care i-a făcut pe oameni să găsească scăpare la adăpostul minciunii, a fost o sămânță semănată. Iar acum, în sufletele pierdute și nenorocite din jurul lui, vede recolta. Cum îți va fi recolta? În suflete pierdute? Dacă ai sacrificat adevărul, mai ales ca învățător, într-o biserică, să știi că e grav să te pierzi, dar este și mai grav să pierzi și pe alții. Dacă mergem în Isaia 53, recolta Domnului se găsește în suflete salvate și va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Și citeam de curând că acum nu putem vedea poate recolta, dar în niciun caz nu ești îndreptățit să vinzi ogorul. Și nu sunt îndreptățit să vândă. Dimpotrivă, trebuie să luăm seama la sfatul din Proverbele 23:23. Cumpără adevărul și nu-l vinde. Aici să ne strângem cu toții. Aici este chemată casa lui Israel, în conflictul cu filistenii, cu palestinienii, în fâșia Gaza, să nu cedeze nici cât un fir de păr, nici un centimetru din adevăr. Și să facem ca sămânța aceasta semănată să fie o sămânță bună și să facă Domnul ca noștirea aceasta să fie viteși ca șama. Poate nu ne-a spus prea mult cuvântul acesta, dar să-l încercăm să-l reținem. Șama. Omul care apără ogorul și nu recolta. Așa să fim și noi. Să apărăm adevărul și nu privilegiile noastre. Și Domnul să ne ajute să fim și noi în snopii aceia strânși la vremea potrivită pentru recolta, pentru grânarul cerului. Amin. Să
Iisus.